10 din puterea lui Domnului, de mandrașul la Iisus. De fapt, recapitulare. Recapitulare. Evaluare. Clasa 8. Aduceți la forma cea mai simplă. Paranteză pătrată. Radical din 2 plus radical din 3, deci de aia asupra plus. Da. Din... plus radical din 3, da. Plus radical din 2, 2 plus radical din 3, tot la minus 1. Numai, ci sub radical la minus 1. Așa. Da. Totul la puterea minus 2. Așa, a fost la da, 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 pătrată. Totul la minus 2, plus. Deschide toată paranteză pătrată. Radical din 7 plus 4 radical din 3. 7 plus 4 radical din 3. Minus. Radical din 7 plus 4 radical din 3 la minus 1. Totul la puterea minus 2. Minus. La minus 1 super, numai 5 radical, dar la ce? La și așa. A, și așa? Da. Da, radicalul, radicalul. Te înseamnă radical partea asta cu radicalul. Dacă ați scris la minus 1, e ca și cum... Să ne-am uitat mai spus că e formula radicalului compus. Da. Asta pătrăm. Să zicem egal mai departe cu... Propui să treci pe pătrat radicalul compus. Da. Alte idei? Să ducem la minus 2, tot aia. E 1 fi radical. Ba nu fi radical. Deci, am merge, dar eu aș avea o altă inițiativă aici. Uh-huh. Nu special am scris asta la minus 1, așa. Pentru că și asta se scrie toate așa, totul la minus 1. Și da. Faptul că e la minus 1 și e aceeași radical, cum am putea să scriu? La minus 1 pe acum. Notăm, ce înseamnă? Notăm cu ceva. X, notăm? X la minus 1. E 1 pe X. 1 pe X. Da? X la minus 1 pe X. Adică asta aș putea zice 1 pe toate chestia asta. Deci ar face așa. Radical din 2 plus radical din 3. Da? Plus 1 supra. Cine mă trebuie Maria ta? Plus 1 supra 2 plus radical. 1 supra radical din 2 plus radical din 3. Da? Se poate așa radicalul la mare. Păi dacă e totul la minus 1. Înseamnă 1 pe toată șmecheria asta, da? Și la minus 2 lăsăm, da? La minus 2, plus. La fel, la fel, la fel. 1 supra, da? Radical din 7 plus 4, radical din 3. Și la minus 2 este, da? A rămas la minus 2. Pe toată, când a fost la minus 1, am zis 1 supra. Și acum, egal mai departe, adică continuă tu. Egal cu, ridicăm totul la minus 2. Hai să lucrăm paranteza aia. Hai să lucrăm așa, și în aceeași mică. Așa, acolo amplificăm cu radical din 2 plus radical din 3. Asta de aici. Da. Și când amplificăm mai aici, se spală radical. La pătrată. Deci va face egal mai departe cu 2 plus radical din 3. Dacă scrim totul la pătrat, e pozitivă, și fiind pozitivă, nu iese modul. Ar fi fost nevoie să iese modul, da. 2 plus radical din 3, plus 1, tot supra. Supra. A, totul supra, radical din 2, plus radical din 3. Așa. Și asta, toată la? La minus 2. Plus. La fel fac aceeași lucru. Plus 7, plus 4 radical din 3. Minus 1, supra, radical lung din 7, plus 4 radical din 3, totul la minus 2. Totul la minus 2. Și egal mai departe cu? Radical din 2, plus radical. Și faptul că e la minus 2, acum putem întoarce fracția, da. Ca să scăpăm de minus. Da. Asta, da? Da. Deci va veni radical din mâinul la vorbește. Radical din 2, plus radical din 3. Supra. 3 supra 3 plus 3 care 3. Da. Tot la a doua. Plus? Plus. Radical din 7 plus 7 radical din 3.
supra 6 plus 4 egal cu 3 plus 2. Și egal cu... Continuă, Maria. Egal cu... Egal cu raționalizăm. Nu, din la a doua numărătorul și numitorul la a doua. Da? Și numărătorul la a doua dispare radicalul. Și rămâne doar numitorul la a doua. Deci vine 2 plus... 2 plus radicalul 3 plus 3 plus radicalul 3. 3. Așa. Plus? Adică? Plus 7 plus 4 radical din 3 supra 6 plus 4 radical din 3 supra 6 plus 4 radical din 3 între timp am uitat de 4 radical din 3, exact. Da, 4, da. 4 și aici, 4, da? 4, da. Aici am pus. Acolo l-am pus și jos, dar să dăm un fapt eu prin 2, nu? Și 6 plus 4 radical din 3. 4 radical din 3. Să dăm 4 radical din 3, dăm în factor comun de 2 pe lângă 3 plus 2 radical din 3. Așa bine? Nu. Da. 4 era, da. Și totul la a doua, adică 4 atunci. Și totul la a doua. Și ăsta la a doua. Și ăsta la a doua. Da. Da. Aici îți vorbim numărătorul. Egal Maria cu? Egal cu... Sus lăsăm așa, deci 2 plus radical din 3. 2 plus radical din 3, 9 plus 6 radical din 3. 6 radical din 3 plus 3. 3 plus 7 plus 4 radical din 3 plus 4 pe lângă 9 plus 12 radical din 3 plus 3. Plus? Plus? 4. Plus? 4. 2 ori 2. 4 ori 3. 12. Plus 12. Și egal mai departe. 2 plus radical din 3 vorbește a mei. 2 plus radical din 3 supra 12 plus 6 radical din 3. Mai scoatem un 6. 6 pe lângă 1 plus... 2. Că este 12. 2 plus radical din 3. Așa, 2 plus radical. Așa, plus? Plus 7 plus 4 radical din 3. Supra. De acolo putem să mai scoatem un 3. 21. Da, un 3. 21 și 12, da? Da. Deci un 3 și facem 0, 4, 12. 12 ori... Pe lângă? 12 pe lângă. 7. A 7 plus 6 radical din 3. 4. Ca să fost 3 din 12, 4 radical din 3. 4 radical din 3. Și egal mai departe. Miruna? Amplificăm prima. Să simplificăm. Dacă simplificăm? Simplificăm. Ce la verificare, da? Nu, Ana a văzut, depindeți. Da. Așa, în felul și partea asta. Și o să avem amplificăm prima cu 2. Deci 1 plus 6 plus 1 pe 12, 2 plus 1, 3. 3 pe 12, 1 pe 4. Egal cu 1 pe 4. Hai să ne întoarcem să urmărim ieșiță, că totuși... Că totuși v-ați fi dus rapid, vădând la de care e compuși. Dar asta nu sunt formulare în cadrul. Mergeți la asta. Nu mergeți la asta. Nu, nu, nu. O facem, o facem ca să vedem care este diferența. Da, dar fie mai mult. Se simte că merg mai mult timp? Da. Deci... Dar măcar formulă. Să aminti formula, da. Uite. Hai să ne arătăm din radical din A plus minus radical din B. Cu cine este care nu mai țin minte? Plus C pe 2, plus sau minus, depinde dacă radical din A minus C. Radical din A minus C
pe unde ce unde este radical din 3? Pus aici. Și acum să ajungă aplicație. Nu, dar radical din 2 plus plus 3 plus delta s-o aplicăm. Da. Așa. Ia o să avem așa 5 radical din 4 minus 3 face 1. Și egal cu radical din 1 adică 1. Și după aia egal cu radical din 2 plus 1. 2, 3 pe 2. 2 plus 1, deci face 3 pe 2. Plus, plus, da, plus radical din 1 pe 2. Adică 2 minus 1, deci 1 pe 2. Și egal mai departe, radical și din numărător și din numitor. Și face radical din 3 pe 2. Plus 1. Plus 1. Supra-radical din 2. Deci asta ar fi fost. Ăsta ar fi făcut. La fel trebuie să lucrez și cu ăsta. Și la minus 1. La minus 1. Este de așa lucra, nu? Și fiind tot la minus 1, ar fi fost radical din 2 supra-radical din 3 minus 1. Și acum mă duc la aceeași viitor. Deci, eu văd, am văzut-o așa, nu știu. E bine să faci acasă. Dacă ne aducem aminte pe asta? Nu, atenție. Faceți acasă, prin radicalii compuși, ca păstă de radicalii compuși. După care faceți paralela cum am lucrat aici și cum... Care ați fost mai repede, mai repede. Exact. Să vedeți care e drumul mai scurt. Și trebuie să nu fugim de radicalii compuși, pentru că, uite, ar fi la formula. Da. Deci, cu ocazia asta, ne-am și amintit formula. Care sunt noutăți sau care sunt lucruri care trebuie să bine reținute aici? Formula. Ceva la minus? Da. Formula cea la... A la minus L. E ca unul supra A la L. Da, A la minus L e ca unul pe A la L. Dacă e fracții, 5 pe 6 la minus 3, este egal cu 5 la minus 1 supra 5 supra 3. Și întoarce fracția, vine 6 pe 5 ca să se zică. 6 pe 5 la 3. Dar nu ia aici, să văd cum faceți. Da? 5 pe 6 la minus 3 face 6 pe 5 supra 3. A 3. Deu, 1 supra radical din 3 plus radical din 1, dacă vă vine a 3. Cum? 1 supra radical din 3 plus radical din 1. 1 supra radical din 3. 3. Nu, 1 supra radical din 1, bine. Radical din 1. 1 supra radical din 1. Tot supra radical din 1. E, practic, trebuie o generalizare. A, dar nu. Plus. 1 supra radical din 5 plus radical din 3. Așa, da. Radical din 5 plus radical din 3. Plus așa mai departe plus. 1 supra radical din 2013 plus radical din 2011. Egal. De ce? Deci, mergi, uităm cu atenție, să încercăm cu idei. Da. Nu ne repezim, dar trebuie să vedem. El a zis la radical din 1 ca să mențină ideea. Da, da. Să ne gândim la ceva. Dacă am amplificat prima, avem radical din, dacă am amplificat prima cu radical din 3 minus radical din 1 acolo de 2, a doua tot 2 supra 2, a treia de 2, totul de 2. Deci conjugată. Da, și tot de deci ideea este să se aplică conjugata pentru fiecare parte. Cu orienul, de cât îi sunt. Că se sizăm că ne dă același numitor. A la 2 minus pe la 2, a face da? Numitorul 2 și ne place asta. Da. Deci o să zicem, asta este. Deci mai întâi privim cu atenție, simțim cum va merge exercițiul și atunci facem o treabă în direcția aceea a rezolvării. Deci vine radical din 3 plus 1 supra 2 plus radical din 5 minus radical din 3 supra 2 plus așa mai departe, plus Maria egal cu radical din 2013 minus radical din 2011 supra 2. Și iată că avem același numitor și că am departe cu numitorul comun 2. Spuneam de câte ori e fracția aia și o să simplific. Hai, uite ce frumos, mi se reduc. Da, se reduc. Radical din 3 minus radical din 3. Radical din 5 minus radical din 5. Ce frumos.
Da? Se reduc. E suma aceea multă de noi. Se radical din 13 minus 1. Alternată, da? Deci, ăsta se duce, ăsta se va duce pe mulțime, va fi, rămâne cu minus, va rămâne ăsta cu plus. Da. De asta de aici se duce cu ce a fi fost în față scris. Și atunci face radical de 2013. Minus. 2013, minus 1 scoturi supra 3, supra 2. Terminativ. Super. Ia să mergem încă o dată. Super. Deci, ideea aici a conjugat este esențială. Da? Altfel n-aș fi putut să o fac. Super. Dai voie să mai fac o sumă. Da. Am văzut comentarii, deci astea, mă rog, sunt așa multe multe, dar citești și-a din fugă, mă ca să n-am trebuit să le citesc. Cineva spune, domnule profesor, vă mulțumim frumos pentru tot ce face dumneavoastră, este un lucru pe care nu ne-am gândit că vom avea șansa vreodată să-l întâlnim. Și spune, vorbiți-ne tot despre sumele Gauss. Nu am făcut multe filme, Cristi le răspunde, deci sunt atâtea filme cu sume Gauss de numai numai. De fapt, sunt niște sume în progresie aritmetică. Asta e, trebuie să-i spun prietenilor noștri, pentru cei de clase mai mari. Dar acum vreau să fac suma S. Apropo de ideea asta de scriere alternantă, suma S egal cu 1 supra 1 ori 3 plus 1 supra, hai să zic, 3 ori 5 plus 1 supra, plus puncte puncte, 1 supra 2011 ori 2015, să zicem și noi, 15 ori 2017. Suma asta. Vedem că datorate 3 minus 1 de 2, 5 minus 3 de 2, deci amplificăm cu 2. Da, cu 2 pe 2. Cu 2 pe 2 sau altfel spus egalitatea cu 2 simplă. Altfel ar trebui 2 pe 2 la fiecare, 2 pe 2, ca să însemne 1. Dacă mulțim totul cu 1, 2, egalitatea, ea se transformă în echivalentă. Vedeți, aici este o echivalentă. Înseamnă 2 S, da? 2 S egal cu 2 supra. 1 pe 3. 1 pe 3. 1 pe 3. Deci de aici să aplicăm cu 2, de aici să aplicăm cu 2. Pentru că și membru GES. Adică am amplificat și stângul. Dacă nu mai amplificam numai membru drept, cu 2 pe 2 făceau 1. Nu afecta. Da? Și când a dus aceea, tot aici. Și iesul vine de două ori. Da, are rost să spun că amplificăm cu 2 pe 2, cu 3 pe 3, sau știu. Ci pur și simplu egalitatea o amplificăm cu un număr. Și în stânga și în dreapta. Și vine 2 supra 1 ori 3 plus 2 supra 3 ori 5 și plus puncte puncte cea mai departe plus 2 supra 2015 ori 2017. Echivalent cu, vedeți, zic echivalent, adică iau din nou egalitatea. 2 S egal cu. Aici n-am mai spus echivalent. Am plecat de la suma asta de S și am lucrat-o pentru că am, prin conjugat, am sunat aproape, aproape și mi-a convenit. Nu a fost nevoie să intervin. 2 S egal cu? 3 minus 1, 2 la 3 ca 3 minus 1. Așa. De ce și am mulțit cu 2? Am mulțit cu 2 pentru că pe 2 o putem scrie ca 3 minus 1. Deci am luat 3 minus 1 supra 1 ori 3. Plus 5 minus 3 ca 3 ori 5. Plus 2017 minus 2015 supra 2. 2017 supra 2017 ori 2017. Echivalent. Vă spune că 2 ies. Egal, este egal cu 3 supra 1 ori 3. Distribuim numitorul, nu? Ambilor termeni și 3, 3 și 1, 1, deci 3 supra 1 ori 3. Minus 1 supra 1 ori 3 plus 5 supra 3 ori 5. Minus 3 supra 3 ori 5. Plus puncte, puncte, puncte. Minus 2015 supra 2015. 2017. Dar nu mai zic, mai faci 17. La 25, 27, minus 25, la 25, 27. 15, supra 2015, 15, 2017. Să simplific că
Da? Se simplifică așa. Aici se simplifică. A, 33, da, aici, da. Da, mă întorc în mintea. Da, da, simplifică. 5 cu 5, 3 cu 3, 2017, așa, și 2015, așa. Și rămâne 1... Echivalent, echivalent. 2 ies, egal cu... 1. 1. Minus 1 pe 2017. Minus 1 pe 3, se va arăta faptul. Mi-a spus 1 pe 3. Deci 1, minus 1 pe 3, plus 1 pe 3 aici. A, plus 1 pe 3 acolo. Minus 1 pe 5. Și de acum se reduc. Da? Minus 1 pe 5, plus 1 pe 5. Și așa mai departe cu 1. Plus 1 supra 2015, minus 1 supra 2017. De de acum se reduc, domnule, să vedeți. Da, da. Ei sunt în număr cât sunt aia cu plus în ce aia cu minus, fiindcă mi-au rămas ăsta de la început cu plus, va rămâne ăsta de la minus, plus, minus. Ăsta vezi, va duce cu cea din față și uite așa, totul este... face 2 echivalent, echivalent, 2 ies, egal, 1 minus 1 supra 2, care înseamnă 2016, supra 2017. Și ies egal cu? De unde rezultă pe ies, va fi egal cu? 2016-2017 ori 1 pe 2. Adică împățim prin 2 și fie 1008. 2017. 8 supra 2017. Așa se despre sumă. Mai vedem încă o dată. În ce a constat frumusețe greșiților? Ideea de a mulți cu 2 egalitatea. Serviciul, de ce e cu 2? De ce cu 7? De ce nu e 3 minus 1 de 2? Așa. Deci diferența dintre termene aici este de 2 unități. Nu aveam pe 2 sus. Și atunci ar trebui să fac asta. Da, pentru că am cu 2 pe 2. Da, e corect. Așa și am fiat egal S, nu 2. Da, și acolo jos? Atunci ar fost 1 pe 2 îl aveam în față. De etapa. Da? Da. 1 pe 2 pe lângă, 2 supra, la 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 la. Da. Și, de fapt, da, simplificam 1 pe 2 aici. Da. Și de 2016, 1 pe 2 simplifica și îmi dea 1008. La fel de bine. Așa, mai departe, îmi dea o sumă. Și mă duc pe la ce spui tu. Nu te temă și prea. Sigur că da. Și ce fac acum? Am profitat de ocazia asta, cu suma asta, care s-a dus pe suma alternantă, asta. Și atunci vă mai dau încă o sumă. O păstrez în minte de la clasa 5-a. S egal cu 1 ori 2, plus 2 ori 3, plus 3 ori 4, plus să mai departe, plus puncte, puncte, plus 2016 ori 2017. Așa. Ia să vedem idei. Este 1 ori 2 ori 3 în factor. De unde îți dai 2 ori 3 în factor? Deci, să primim atenție. Ce îți faceți acolo? Mi-a zis că dăm 1 ori 2 ori 3 în factor. De unde scoți pe 1 ori 2 ori 3 de acolo? Unde vezi tu în componență 1 ori 2 ori 3? Exact. Prima are doar 1 ori 2, a doua are doar 2 ori 3, n-are 1. A treia, bine, da, bine, imaginați. A treia are 3 ori 4. Da, așa are. Un, ce are? 2 ori 3, ori 1. 2 ori 3, nu? În primul rând, produsul a două numere consecutive, nu-i multiplu de 3. Deci, de n-ai cum să scoți doar un 2 peste tot. Exact. Doar un 2. Dar 1 ori 2 ori 3, nu. Acum, nu-i treabă simplă. Știu. Deci dacă ar trebui să facem un mulțire, nu, nu cred că trebuie să facem mulțire și nu s-ar face alternarea aceea, toată, este imposibilă. Ce ne trebuie o idee. Ideea este să mulțim această egalitate cu cine? Cu un număr, o unitate mai mult decât numărul termenilor. Dacă aici sunt câți termeni? Doi. Doi.
Atunci o să mulțim cu 3. Toate egale, toate cu 3. Dar vei spune de ce? Ce ai tu 1, 2, 3? Dar de ce să mulțim cu 3? Că sunt că ne-ai mai zis o dată. Poftim? Fiindcă 3-ul ăsta e de aur. Deci 3-ul acesta ne face un joc fantastic. Va veni aici o 3, da? Și acum, 3-ul de aici, care vă imaginați, în fața asta cine am venit? 2. Ia să văd. 3-ul acesta, cum poate fi scris ca o diferență de 2 termeni consecutivi. Pentru că de 2 termeni mă interesează asta în ideea de a ajunge la diferență, la suma aceea... 5 minus 2. Deci, 3-ul de acolo zice că fiind 5 minus 2. Fantastic! Care înseamnă succesorului 4. Și predecesorului 3. Succesorului 4 e 5 și predecesorului 3 e 2. Deci în loc de 3-ul ăsta, 3-ul de aur, să spunem, îmi asigură posibilitatea de a-l scrie pe ca 3, ca fiind egal cu 5 minus 2. Și cum o să desfac paranteze și tot așa o să zic peste tot. Să vedem. Deci după mișcarea asta, devine echivalent cu 3S. 3S egal cu 1 ori 2 ori 3. 1 ori 2 ori 3. Nu scot mai nimic în factor. Îl cadrez pe 3-ul ăsta. E 3-ul care am mulțit. 1 ori 2 ori 3. Plus 2 ori 3. Ori 3-ul ăsta, puneți-l așa în paranteze, că tocmai 3-ul de care am vorbit, plus 3-ul 4, ori 3-ul ăsta de care am vorbit, plus cea mai departe, plus cum de spune, 2016, ori 2017, ori 3-ul pus în paranteze. Da. Și iată ce devine ieșițiu. Devine 3S. Nu dăm un factor, adică nu l-am mulțit ca să dăm un factor. Deci 3S e egal cu... Ca să ne fac un joc. 1 ori 2 ori 3 lăsăm așa, că n-avem ce face. Deci 3S egal cu 1 ori 2 ori 3 plus 2 ori 3, așa este, da? 2 ori 3 2 ori 3, care era, și ăla 3 din paranteze, îl scriu acum ca fiind 4 scăzut 1. Corect? Pe 3-ul de aici, îl scriu ca fiind 4 scăzut 1. A, acolo. Da. 3-ul, e vorba de 3-ul ăsta pus în paranteze. Aici îl scriu ca fiind 4 scăzut 1. Succesorului 3 este 4 scăzut 1. Plus. 3 ori 4, care era, ori 3 de aur, spuneam, și ar putea să-l scrie ca fiind 5, scăzut 2, 3. E 3 de aici. Plus puncte, puncte, cea mai departe, plus... 2016. 2016, ori 2017. Ori 3 ori. Ori 3 ori, acela care s-a zis 2018 minus 2015. Deci, echivalentul cu 3S este egal cu 1 ori 2 ori 3 plus, ne facem paranteza. 2 ori 3 ori 4 minus 1 ori 2 ori 3 plus 3 ori 4 ori 5 plus 3 ori 4 ori 5 minus 2 ori 3 ori 4 2016 ori 2017 ori 2018 minus 2015 ori 2016 ori 2017. Echivalent cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92,
1 ori 2 ori 3 se duce. Da. 1 ori 2 ori 3. 2 ori 3 ori 4? Se duce. 2 ori 3 ori 4 cu? 2 ori 3 ori 4. 3 ori 4 ori 5 se va duce. Următorul. Da? Da. Și tot așa, și tot așa, ăsta de aici se duce cu ăsta din față. Și 3 ies va fi egal cu 2016 ori 2017 ori 2018. Și în singur ies? În singur ies înseamnă că împărțim se împarte la 300%. Unul din ele. 2016. Așa. Deci 2016 se împarte, da? Sigur, cu 2 plus 1, 3 plus 6. Așa, perfect. Deci de aici echipate, poate spune că ies, este egal cu... 2016 pe 3. 23, 26, 7 și 2. 672 ori 2000. 672 ori 2018. Iată, asta este suma pe care am avut-o de calculat. Observăm că a fost formidabil de interesant mulțitul cu 3. Dacă nu te-ai prins la varianta asta, felul ăsta, nu face chestiu. La nivelul clasei a 5-a, că undeva în clasa a 9-a, după ce se face inducția, se poate face într-un alt limbaj. Dar la nivelul clasa a 5-a, numai așa, cu artificiul ăsta. 5-8. Dar iată, la 8-a, 5-8. Nu? Trebuie la 5-8, la toată perioada, gimnaziul, așa. Cu ideea asta. Pe fund, este tocmai transformarea sumei aceea într-o sumă alternată, oscilantă de așa asta, plus, minus, plus, minus, ca să poată reduce de corect. Ăsta e artificiul. Dacă acasă vă gândiți să calculați cu voi suma în ies, egal cu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Deci 1, 2, 3, să mulțim cu 4, gata, v-ați prins. Plus, plus 2 ori 3 ori 4, plus 3 ori 4 ori 5, plus puncte cu cealaltă parte, vom aplica aici cu 4, 4 de aur, să zicem așa. Acest 4 de aur face serviciu grozav. O să zicem că 4 îi scris ca fiind succesorul 5, 6, minus 2. 2. 6 minus 2, fac 4 și nu mai vine când se desface. Da. Deci nici da, deci, așa, haideți să recunoaștem că exercițiul este interesant, foarte frumos. Și ăla la 5-a, domnul profesor, era pentru Olimpiadă, era la manual și nu știu de ce. Era la Olimpiadă, am aplicat cu sigur că era. Suma asta. Deci, nu era de uzuri. Da. Nu fac ei la clasă de clasă, domnul profesor, ca să ne știm. Sigur, sigur că da, dar noi acum am mers în contextul acela a variantei de transforma în suma asta oscilantă, da? Da. Deci la casă de gestoare, la geometrie, când ne zice în linii dreapte, luăm din nou figura, facem un plan. Sigur. Mereu când zice o linie dreaptă. Dacă nu zice o linie dreaptă, nu luăm un plan, luăm păi, în spațiu. Păi nu. Vezi? În condițiile în care spune ne deplasăm pe suprafața laterală, da. Atunci desfaci. Aha. Și acum zice, dacă nu zice ne deplasăm și nu zice că linii dreapte, nu facem. Da, vedeți? Cum să fac eu ca să spun? Când spune că cineva pleacă din colțul ăsta și se deplasează pe partea aceea, prin exteriorul figurii, da. Asta înseamnă că de pe ea faci, atunci desfaci. Înțelegi? Bun. Și când zice că linie dreaptă, la felul situației. Nu vreau să zic. Da, da, insist, nu insist, ascultă-mă, că facem o confuzie aici. Deci dacă spun așa, într-o piramidă, de atâtea vă spun, mă trebuie să zic ceva mecanic. Nu pot miruna să nu îți atrag atenția acum, pentru că problema asta care e ridicat-o, la tine trebuie să se instaleze pentru o parte mecanică. Și asta vreau să-ți spun. Nu vreau, nu refuz. Să crezi că așa trebuie făcut. Da? A, B, C, fie piramida asta. Legăm din A
Și când spune o albinuță, o muscă, nu știu ce, se deplasează până pe muchia VC, până ajunge la muchia VC. Și sigur pe exterior trece, da? Spune că pe exterior, tăind pe VB, intersectând pe VB, face un copas pe VB, știu ce face, să-și trage în spate, după care își continuă drumul și să se spună pe unde s-o taie pe VB, încât să ajungă pe drumul cel mai scurt. Atunci se face referire la faptul că ne deplasăm pe exterior. Da? Deci, i-am pus că nu se poate duce prin interior. Pe exterior. Deci, eu trebuie să țin cont că e vorba de deplasarea pe exterior. Și atunci, deplasarea pe exterior, ca să fie drumul cel născut, atunci desfaci. Dar când spunem, unim pe A cu un punct S de pe BC, e altă treabă. Asta se duce prin interior. Da, deci numai când e specific, exact, îmi spune că o albinuță se duce pe ea așa, adică un traseu. Un traseu, când e... Da, așa că ar trebui un traseu pe exterior. Pe exterior, fiind important asta. Nu desfaci. Pe exterior, adică vezi când se deplasează, cam se deplasează pe exterior, nu pe interior. Da. Da, nu poți să... Zboar. Echipă-i, asta era masiv, adică... Din lemn, din ceva, de la mintea asta. Ei, nu se poate duce pe interior. Sau ori, deci mai ești dreapta când se duce pe linie dreaptă? Sau atunci nu e? Când e vorba de... Una este deci în linie dreaptă din A pe ce prim. Din A pe... Ce prim, ca și de și nem, nu știu ce. Tot o desfășurăm. Tot așa, ori de câte ori se vorba de deplasare pe exterior. Deci tu trebuie să ai în minte faptul că asta se duce și pe exterior și atunci desfaci. Și întreabă care e minimul sau drumul cel mai scurt, da, și atunci clar că trebuie să desfaci. Da. Drumul cel mai scurt. Bine. Și atunci apare în linie dreaptă. Ei, nu s-o dreapte și exact. Unul ca ești toată povestea. O analizez puțin ce vreau să spun acolo. Deci trebuie să te prinzi de faptul că te deplasezi pe exterior și atunci tu faci un singur plan pe cele două, de aia ce era la omulismul. Ai desfăcut așa. Da? Planul acesta și celălalt plan. Și ai desfăcut și când ai tăiat, pe drumul cel mai scurt, dreapta este cea mai scurt. Exact, se deplasează pe drumul cel mai scurt. Deja ți se spune să desfăcă. Punctul E. Ce-am mai putut să zic aici, dar tu m-ai oprit. Cu suminetele ai dat pentru acasă, Sumaia, să o facă. Și le-a zis că patru ăla care face joc. Așa. Bun. Hai să continuăm. Poftim. După aceea avem să se calculeze sumele. Și 3, de la pagina 40. Mă gândesc că iar e cu conjugata și trebuie știți, nu? Să sperăm. Să vedem ce se urmă. E tot conjugata, așa asta. Hai să facem da? Una măcar. Ies egal cu 1 supra. 1 plus. Yes, egal cu 1 supra. Nu, 1 plus, domnul profesor. 1 plus între. 1 plus. 1 supra, 1 plus radical din 2. 1 plus radical din 3. Plus 1 plus supra. Radical din 2 plus radical din 3. Da. Și așa mai departe, plus 1 supra, radical din N minus 1. Plus radical din N. Așa. Cine vorbește? Tu. Da. Chiar așa. Bine. Aplicăm prima cu 1 minus egal 2. Așa este. Se vede de acum și... Deci este șablon. Deci vine 1 plus... 1 plus... 1 minus egal 2 supra... 1 minus egal 2 supra minus 1. Minus 1. Plus... Sau zice minus? Hai să lăsăm așa întâi cu minus 1 și pe aceea domnul profesor, nu? Da, plus 3 egal din 2 minus 3 egal din 3 radical din 3 egal din 3 supra minus 1 plus 1 minus 1 radical din n minus 1 minus 3 egal din n supra n minus 1 la a doua n minus 1 plus n. Adică? Adică 2 n minus 1. N minus 1 amplificat minus 1. 2 n minus
minus n, da, minus 1. 2. 2 n minus 1 minus n. Dar nu-i 2 n. Nu e n minus 1 minus n. Așa, n minus 1 minus n. Până se reduce, mă, dar minus 1. Minus 1. Și este doar cu 1. Deci e cam mai departe acum. Aici se poate să zic că e cam mai departe. Egal cu 1. Minus 1 plus radical din 2. Minus 1 plus radical din 2. Minus radical din 2 plus radical din 3. Plus... minus radical din n minus 1 plus radical din n. Și o să avem așa. 1 rămâne. Dacă 1 minus 1 minus 1 minus 1. Radical din 2 minus radical din 3 este. Radical din 3 este 10. Și rămâne radical din n. Și o să aduc cu asta din față. Da. Radical din n. Da. Exemplu 4 de la pagina 40. Cum sună? Sunt arată că dacă A mic egal cu radical lung. Se arată. Da. Că dacă A mic egal cu radical lung. 4 plus radical din 11. Plus radical din... 4 radical din... Nu, 4 plus radical din 11. Șerbuți, că e lung, prea lungă la. Așa. Așa, la... un radical mare, lăsați-l. Cel mai mare, așa. Așa. Da. Plus radical din 23 minus 2 radical din 132. Așa, da. Da, e foarte bună. Da. Și B egal cu... radical lung din radical lung din 97 plus 57 radical din 3. Așa, da. Deci A egal cu atât, B egal cu atât. Atunci, B pătrat minus 4A. B pătrat, a fost B pătrat. Minus 4A, supra 1 plus B minus A. 1 plus B minus A. A minus 2013 minus A la puterea 0. Minus, da, minus. Minus. Și este tot la acest, 2013 minus A la 0. 2013. Minus A. Minus A. Deci 2013, în fața 2013, așa. La 0. Aparține lui... numărul natural, e aici? Nu știu, nu știu. Nu să vedem. Aparține cui? Aparține cui... să vedem. Să vedem. Nu sunt așa, o linie și un punct. Da, să lucrăm și vedem ce ne dă. Exact. Să sperăm că lucrăm de foarte multe. Doamne, lui Z sau un număr natural? Dacă nu sunt prima ta. Da. Să vedem prima ta. Exact. Să vorbește Aduțu. Aduțu că a fost încântat, domnule. Da. Deci să arătăm. E. Ce propui, Aduțu? Să scriem radical din 23 minus 2 radical din 132. Cum să facem pe ăla, ca fiind ce egal cu a radical din a parat, da. Deci se gândește la asta, la radical. Așa știu că se facă astea. Așa bănești, nu? Da. Și să lucrăm pe altul, ne apropiem ușor, ușor. Poate să așează el într-o formă încât se plac cu ochiul. Corect. Zice-mi atunci. Deci ne ocupăm de radical din 23. Minus 2 radical din 132. E ca o cumare. E egal cu 132. 132. Maria e egal cu radical din... ce e egal cu radical din... a pătrat la minus 2. Adică 23. La pătrat care e? La pătrat minus... minus 2 radical din 132. 4... că de la urcă asta florește, că se duce despre radical.